cum să-ți faci vocea să se audă ca la radio, adică în loc să sune așa ca o înregistrare banală, să sune cam așa, adică să sune foarte clar și foarte tare. O astfel de procesare audio se pretează pentru orice, chiar și pentru muzică, dar în special pentru producții gen radio sau podcast sau vloguri sau diverse spoturi publicitare. O să-ți arăt în acest video cum să faci voce cam ca la radio. Sunt mai multe metode, aici o să-ți prezint una dintre ele. Hai să vedem cum suna vocea mea înainte, o să merg la mixer pentru că mi-am făcut acele snapshot-uri. Inițial vocea suna cam așa. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul de Cubase, disponibil în linkul din descrierea acestui video și cum sună după. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul de Cubase, disponibil în linkul din descrierea acestui video. Cred că se observă o diferență imensă. Hai să vedem ce am făcut aici. În primul rând am pus un filtru, trece sus, da, un low cut. Am tăiat un pic din frecvențele joase și le-am accentuat pe astea pentru că mi s-a părut mie că sună mai fain. Astea sunt două variabile, pentru fiecare voce o să fie setări cu totul și cu totul diferite. În funcție de cât de puternic este semnalul înregistrat, vei regla acel gate. Zgomotul ăsta de fond, care se vede aici și dacă resetezi indicatorul merge până la minus 61,8 decibeli. Deci zgomotul ăsta de fond vreau să o scap de el și am pus un gate. După aia am pus un maximizer. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul de Cubase. Acesta ridică puțin nivelul. O să activez și astea pentru că erau necesare de fapt. Da, erau. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul de Cubase, disponibil în linkul din descrierea acestui video. Apoi semnalul știm că trece prin acest channel strip înainte să meargă la efectele de post-fader. Dacă vrei să avem un deesser pentru că avem foarte multe s-uri. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la mini. Apoi avem un magnito. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicurs pentru puțină saturație. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul de Cubase, disponibil în linkul din descrierea acestui video. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul de Cubase, disponibil și un maximizer la capătul channel stripului. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul de... Doar că ăsta distorsionează și atunci am pus un brickwall limiter. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul de Cubase disponibil. Doar că i-am pus un brickwall limiter care vezi că îmi ține nivelul până la minus 10 decibeli, ceea ce înseamnă că mai am nevoie de un limiter. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul care mi-amplifică puțin semnalul, nu cu foarte mult. Nu cred că face chiar mare brânză în contextul ăsta, dar un pic se adună de la fiecare. Dacă vrei să... Deci odată procesarea de pe canal aduce semnalul la o consistență foarte bună și îl lasă la minus 9 decibeli. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul de... Aproximativ. Apoi o să mergem pe canalul de stereo out, unde... mai am un maximizer. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul de Cubase disponibil, care de la 9 decibeli, minus 9 decibeli îmi mai ridică puțin semnalul audio. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul de Cubase disponibil în link cu câțiva decibeli și mai avem pe channel strip încă un maximizer. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul de Cubase, care din nou îmi ridică totul și îmi bate puțin pe roșu și atunci post-fader am mai pus un limiter. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul de Cubase, disponibil în linkul din descrierea acestui video. Deja sună bine, nu se aud distorsiuni. Dacă vrei să vezi toate efectele ce le-am folosit, sunt astea de aici, astea sunt setările și pe stereo out avem încă un limiter și un maximizer, plus efectele de pe fiecare channel strip. Da. Cam asta este diferența de cum arată fiecare dintre ele. Ai văzut că este simplu să faci o asemenea procesare și odată ce îți faci setările, dacă vei avea înregistrări făcute exact în aceleași condiții, vei putea refolosi aceleași setări, le vei putea salva eventual ca un template, dacă vrei, ca un șablon și poți folosi și pentru alte proiecte exact aceleași setări. Desigur, dacă condițiile înregistrării se schimbă, ar trebui probabil să modifici și setările compresoarelor sau efectelor pe care le folosești, pentru că fiecare înregistrare are particularitățile sale și nu se vor potrivi setările pe altă înregistrare. Dacă vrei să înveți mai multe despre Cubase, înscrie-te la minicursul de Cubase, disponibil în linkul din descrierea acestui video. Dacă vrei să afli mai multe despre înregistrările în Home Studio, îți recomand să te abonezi la canalul meu de YouTube, Înregistrări Audio, și ne vedem la următorul video. Salutare!